binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, în a cărui nume și prin a cărui îndurare ne găsim astăzi aici împreună. Pentru mine este o deosebită onoare și bucurie să mă alătur dumneavoastră la această zi de sărbătoare, în această zi de sărbătoare, și împreună să ne bucurăm alături de cele două familii care astăzi își conduc copiii la altar în vederea încheierii legământului căsătoriei. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Sami, sora Monica, Dumnezeu să binecuvânteze părinții dumneavoastră, să binecuvânteze rudenile și pe noi toți cei care suntem aici prezenți. Adevărul e că ne adunăm la oaltă, mânați în împrejurările vieții și de cele mai multe ori, cei mai mulți ne întâlnim la oaltă când ne punem împreună un ecaz mare sau o bucurie mare. Astăzi, prin harul lui Dumnezeu, ne pune împreună o bucurie mare. Și în această zi a bucuriei, să fim bucuroși, să zâmbim și să dăm lui Dumnezeu laudă. Cântările cântate, cuvintele rostite au subliniat această bucurie și dăm lui Dumnezeu laudă pentru toate lucrurile. Pe lângă cele care s-au spus astăzi și s-au citit din Sfânta Scriptură, îngăduiți-mi să mai alăturăm citind încă câteva cuvinte. Ele sunt scrise în cartea Proverbe, în capitolul 24. Voi citi versetul 5 și versetul 6. Haideți să ne ridicăm împreună în picioare și să ascultăm cuvântul. Proverbe, capitolul 24, versetul 5 și versetul 6. Un om înțelept este plin de putere. Și cel priceput își oțelește vlagă. Căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați frații de credință, identitatea unui om se configurează în jurul a patru mari repere. Primul reper este Dumnezeu. Nu ne putem defini ca oameni fără să ne raportăm la Dumnezeu. Credința în Dumnezeu ne definește ca oameni. În ce ne privește, mărturisim despre noi că suntem creștini pentecostali, cei care aparținem acestei confesiuni. Cei care aparțineți de o altă confesiune, cu demnitate, veți spune numele confesiunii de care aparțineți. Reperul al doilea este națiunea. E foarte importantă apartenența la un popor. Vorbim o limbă, ne tragem dintr-un avem moșii și strămoșii noștri, avem o cultură, în ce ne privește spunem, suntem români. E foarte important și acest lucru. Reperul al treilea este familia. Dumnezeu a rânduit ca omul să facă parte din familie. Familia este opera lui Dumnezeu, e veche de când lumea. Fiecare om are tată, are mamă, are bunici, se trage dintr-un neam. În ce mă privește, spun, sunt brie. Asta e familia mea. Unde mă duc, unde mă mișc în lumea aceasta, asta e rădăcina. Și asta nu se smulge și nici nu dispare. Familia tip, familia înțescu, puneți numele dumneavoastră, familia. Reperul al patrulea și el, important, ține de gen. Dumnezeu a făcut omul bărbat și femeie. E important, e fundamental ca și acest reper să fie bine reținut, mai ales în vremurile de confuzie în care trăim și în care oamenii sunt învățați să fie indeciși. Când își privesc în oglindă chipul, să nu știe cu certitudine dacă văd acolo un băiat sau o fată. Asemenea, confuzii și nebunii nu se potrivesc cu înțelepciunea. Punându-le acestea împreună, Astăzi vorbim despre familie. Ziceam că identitatea unui om se configurează în jurul acestor patru mari repere. Credința în Dumnezeu, apartenența la poporul din care te tragi, familia cărui nume îl porți și chipul lui Dumnezeu așezat pe chipul tău, bărbat sau femeie. Dacă pe mine cineva mă întreabă, domnule, dumneata, cine ești? Eu pot să răspund la această întrebare cu patru răspunsuri. Eu sunt creștin penticostal, român, mă cheamă Brie și sunt bărbat. În biserică trebuie să spune mai des aceste particularități ale identității umane. Și astăzi, la nuntă fiind, în centru este familia. Dumnezeu să binecuvânteze familiile noastre. Cu privire la familie, multe lucruri trebuie spuse. Multe lucruri s-au spus și până acum și cu ajutorul lui Dumnezeu, lângă cele spuse, voi mai adăuga încă unul. Vom vorbi cu ajutorul lui Dumnezeu pentru mire, pentru mireasă și pentru noi toți cei care suntem aici prezenți despre rostul înțelepciunii în viața de căsătorie. Dumnezeu a rânduit ca în viața de căsătorie, în viața de familie, să fie exercitate rânduielile, principiile, așezămintele vestite de Dumnezeu prin cuvântul Său. Nu ne putem aștepta ca viața noastră de căsnicie, viața de familie să funcționeze într-un mod armonios, ignorând în același timp rânduielile lui Dumnezeu. Dintre multele cele rânduite de Dumnezeu pentru viața de căsătorie, Înțelepciunea este una dintre ele. Vom vorbi despre înțelepciunea în viața de căsătorie. În primul rând, trebuie să băgăm de seamă că Dumnezeu ne cere să exersăm înțelepciune în viața de căsătorie. În această privință, cuvântul scripturii este clar. Câteva locuri aș dori doar să menționez. Proverbe, capitolul 24, versetul 3. Prin înțelepciune se înalță o casă. Și prin pricepere se întărește. E bună seamă că nu e vorba, în primul rând, aici de locuință, ci mai degrabă e vorba de căsnicie. Prin înțelepciune se zidește o familie, se înalță o familie. În acest spirit, Cuvântul lui Dumnezeu cere ca soția, mama, să fie o femeie înțeleaptă. Iată ce găsim scris în Proverbe, capitolul 14, cu versetul 1. Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Iată cum stabilitatea, trăinicia unei familii atârnă de felul în care soția, mama, exersează înțelepciune. Iar dacă e vorba de destrămat și de dărâmat, cuvântul spune că femeia nebună își dărâmă casa cu însăși mâinile ei. Nu doar femeii se cere să exerseze înțelepciune în viața de căsătorie, ci și bărbatului. În această privință, în Epistola 1 Petru, în capitolul 5, capitolul 3, cu versetul 7, găsim următoarele. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Cuvântul Domnului continuă arătându-ne detalii cu privire la felul în care trebuie să exprimăm această înțelepciune. Iată, dar, din mai multe locuri din scriptură, aceeași cerință. Înțelepciunea trebuie să fie exercitată, exersată de o potrivă, atât de bărbat cât și de femeie în legăturile lor de căsătorie. Dar haideți să facem un pas mai departe și să definim înțelepciunea. Până la urmă, ce este înțelepciunea? Ce ni se cere să exersăm în viața de căsnicie? V-aș propune să înțelegem prin înțelepciune acea capacitate înaltă dată de Dumnezeu de a înțelege profund sensul, sensul lucrurilor. Înțelepciunea este puterea de a pătrunde înțelesul vieții, a lucrurilor. E cumpătare, e prudență, e moderație. Înțelepciunea este arta de a lua decizii corecte. E puterea de a plănui, de a vedea în față, de a anticipa cumva mersul lucrurilor. Înțelepciunea se răspunde la întrebarea ce trebuie să faci azi ca visul frumos pe care îl gândești pentru mâine, poi mâine, să fie trecut. Înțelepciunea este capacitatea de a plănui, de a anticipa, de a face acei pași înainte ca viitorul dorit să se realizeze. Cu alte cuvinte, înțelepciunea este cam ce face primăvara fermierul, agricultorul. Ați văzut cum de s-a pornit primăvara, au ieșit oamenii pe o și cu hărnicie, au început să pregătească recolta de la toamnă. Înțelepciunea l-a învățat pe om că n-are rost să te duci toamna în ogor dacă nu te-ai pornit de primăvara în ogor. Visul fermierului este să strângă la vară sau la toamnă bogată recoltă. Dar el știe că n-are cum să ia de acolo grâu sau porumb dacă n-a semănat la vreme grâu sau porumb. Asta e înțelepciune. Și acum, acest principiu al înțelepciunii trebuie adus în domeniul relațiilor de familie. Cum s-ar exprima oare, cum s-ar exercita înțelepciunea, cum s-ar manifesta în legăturile de căsătorie? Îngăduiți-mi în această a treia parte și ultima și mai consistentă a mesajului meu de astăzi, să surprindem patru domenii în care înțelepciunea trebuie să spună cuvântul. Toate aceste patru se referă la viața de căsătorie. Pentru familiile noastre și, de bună seamă, în această dimineață, în această zi de sărbătoare, pentru familia care se formează în mijlocul nostru. Primul domeniu ține de relația cu Dumnezeu. Înțelepciunea ne învață să acordăm atenție vieții spirituale. Relația cu Dumnezeu. Al doilea domeniu ține de relația noastră cu Biserica. Relația cu comunitatea de credință. Cu Biserica. Și în această zonă înțelepciunea își are imperativele ei. A treia dimensiune ține de viața laică a familiei. Relația familiei cu ce este în afara ei. Cu munca profesia, lucrurile materiale. Și în privința aceasta, înțelepciunea își are lecțiile. Și a patra, al patrulea domeniu, n-a zice ultimul, ci doar în șirul în care le menționăm azi, ultimul, ține de legătura dintre soți. Cum guvernează înțelepciunea așezând relațiile dintre soți. Să le luăm în această ordine. În primul rând, relația cu Dumnezeu. Dragă Sami, dragă Monica, să-L cinstiți pe Dumnezeu și Dumnezeu vă va cinsti familia. Rugați-vă lui Dumnezeu împreună. Cine se roagă lui Dumnezeu împreună, rămâne împreună. Rugați-vă lui Dumnezeu împreună. Noi în familia noastră facem rugăciuni în comun, dar am ales să facem rugăciuni și pe rând. Mă rog eu, apoi se roagă soția, ne rugăm pe rând. E foarte important să vă rugați și pe rând. Veți băga de seamă când vă veți cunoaște mai bine și veți cunoaște și pe Dumnezeu mai bine când vă veți ruga așa. Și când vă va da Dumnezeu copii să-i pune și pe ei să se roage. Multe din probleme își vor rezolva rugându-se. Cine se roagă împreună, rămâne împreună. Citiți cuvântul lui Dumnezeu la fugiți de păcat. Păziți-vă integritatea. Vegheați asupra păcii interioare. Că până la urma urmei, pacea unei familii depinde de pacea cu Dumnezeu a celor care compun familia. Dacă soțul are pace cu Dumnezeu, dacă soția are pace cu Dumnezeu, pacea lor cu Dumnezeu, cumulată, așezată, devine pace dintre ei. Pace în mijlocul familiei. Și atunci, din rațiuni de înțelepciune, cu gândul la înțelegerea noastră și la binele nostru și la propășirea noastră și a copiilor noștri, vom acorda întâietate lui Dumnezeu, înălțându-i rugăciuni, căutându-i cuvântul, punându-ne în suflet cuvântul, ferindu-ne de păcat și de toate relele, cultivând integritate morală, spirituală și toate acestea vor rodi pentru binele și pentru fericirea noastră, binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. Un al doilea domeniu ține de relația cu biserica. S-a spus aici foarte frumos despre implicarea tinerilor în misiune. Dar misiunea are nevoie și de familie. Dacă e să ne uităm în Scriptură, vom putea băga de seamă că familii sănătoase, iubitoare de Dumnezeu, au fost întotdeauna în mijlocul Bisericii lui Dumnezeu. Din rațiuni de înțelepciune va trebui să ne legăm familiile de biserică. Îngăduiți-mi să fac o afirmație în care cred cu toată inima. Familia noastră, familia ta, familia mea, familia în general, are nevoie de biserică. Familia are nevoie de biserică. Și aș preciza spunând că familia are nevoie de biserică chiar mai mult decât are nevoie biserica de familie. Poate că această afirmație vi se pare stranie, dar nu este deloc falsă. Familia are mai mare nevoie de biserică decât are biserica nevoie de familie. De bună seamă că Biserica lui Dumnezeu are nevoie de fiecare copil al lui Dumnezeu care o vorbează. Are nevoie de fiecare familie. Dar trebuie să cugetăm și să reținem că fără familia mea, biserica merge înainte. Dar familia mea fără biserică se destramă. Fără familia ta, biserica merge înainte, propășește, crește, se dezvoltă. Istoria îndelungată a bisericii arată că biserica merge înainte fără să depindă de vreo familie sau, fără, sau de vreun om. O ține Dumnezeu. Dar acea familie care se distanțează de biserică pierde. Și atunci, din rațiuni de înțelepciune, țineți familia lângă biserică. Ia hotărâri. Duminica mă duc să mă închin în casa lui Dumnezeu împreună cu familia mea. Ia hotărâri, înduc duc copiii la biserică. Ia hotărâri, slujesc lui Dumnezeu în biserică. Mă implic, mă jertfesc pentru biserică. Mă dăruiesc pentru biserică. Toată această acțiune nu e guvernarea bisericii în viața noastră, nu, ci toată această acțiune este înțelepciune. E munca fermierului care seamănă primăvara ugorul ca la tonnă să se cere bogat înțelepciune în viață de căsătorie. Am putut observa în cursul anilor, cu ajutorul lui Dumnezeu în curând, voi împlini 28 de ani de slujire pastorală, am putut băga de seamă că cele mai sănătoase familii, cu cele mai frumoase și armonioase relații din sânul lor, din biserică, sunt acelea care se implică și iubesc biserica. Sunt acelea care stau la centru. Dar ce e ciudat de observat este că în aceste vremuri bate un vânt, așa, al schimbării, cum s-a zis, care aruncă în față o răsturnare. Se spune cam așa, Dumnezeu pe locul 1, familia pe locul 2 și biserica pe locul 3. Ați auzit de ierarhia aceasta? În teorie sună frumos. Dar în realitate se întâmplă că asistăm la o răsturnare a priorităților și Dumnezeu și biserica sunt aruncați în periferie și idolatria familiei s-a pus la centru. Așa că în numele timpului de calitate, proaspăt că căsătoriții nu mai vin la adunare, nu se mai implică în lucrul lui Dumnezeu. Iau nevoie de relația lor, ei cimentează relația lor, își petrec timp cu alții ca ei, merg în vacanțe, în concedii, cel mai bun timp. Când ar fi cel mai bun timp? Duminica. În loc să fie la casa lui Dumnezeu, merg în altă parte. De fapt, nu biserica e pusă pe locul 3, ci Dumnezeu e pus pe alt loc decât locul 1. Frații mei, vă îndemn să fie Dumnezeu întâiul în viața noastră. Amen. Și apoi, prin călăuzirea Duhului Său, în funcție de circunstanțele vieții, ne va spune Dumnezeu ce înseamnă locul 2. Câteodată, locul 2 va fi îl cinstești pe Dumnezeu care e pe locul 1 fiind în biserică, împreună cu familia ta. Și alte ori îl cinstești pe Dumnezeu care este locul 1 punând în centru familia ta. Duhul lui Dumnezeu te va călăuzi. Dar această teorie, Dumnezeu 1, familia 2, biserica 3, e o teorie. În realitate viața este altfel. Duhul lui Dumnezeu ne va da discernământul. Înțelepciunea în viața de familie te învață în relația cu Dumnezeu să fii integru și în relația cu Biserica să fii prezent și activ. Al treilea domeniu, foarte important și el, ține de viața seculară, laică a familiei. Am putea o să numim relația cu cele din jur. De bună seamă că aici este un câmp foarte larg în care ne mișcăm în fiecare zi. În zona aceasta, înțelepciunea capătă forme și forme. Ea capătă, spre exemplu, forma cumpătării și a planificării calculate înțelepte. Spre exemplu, Proverbe, capitolul 24, versetul 27. Iată ce cuvânt. Veziți întâi de treburi afară, îngrijește-te de lucrul câmpului și apoi apucă să-ți zidești casa. Uitați-vă vă rog, la acest cuvânt din Scriptură. Veziți în întâi de treburi afară, îngrijește-te de lucrul câmpului și apoi apucă-te să zidești casa. În atenția noastră este un bărbat, un bărbat harnic, un vizionar care își plănuiește să aibă o casă potrivită pentru familia lui. Și cu gândul acesta în minte, se apucă de realizarea proiectului. Apucă la lucru. Nu pierde nicio zi a ajuns să așeze fundația, să înalțe zidurile, se anunță ploile astea de primăvară și el muncește din greu. În timp ce el trudește din greu să-și ridice zidurile și apoi să le acopere, a venit sezonul lucrului câmpului. Gospodare au ieșit de prin o gră și s-au dus pe câmp și ară și seamănă și toate, dar omul nostru care zidește casa vine și spune așa, n-am timp acum de asta. Altceva e mai important. E mai important să-mi zidesc casa. Continuând cu hărnicie, în luna iulie a pus acoperișul. E tare mândru de isprava lui. Totul e bine. Sătenii se uită și spun, extraordinar, ce om harnic, ce om vizionar. Și a făcut casa. O să-i vină factura. Toamna, dar până acum, uh, deodată și-a dat așa cu palma peste obraz, uh, am uitat de ogor, nu nimic, rezolv și pe acesta. Pe la începutul lunii iulie, cu tractor, promutându-se de la prieteni, de la toate, căutând să recupereze timpul, sezonul pierdut se apucă de arată la sfârșitul lunii august, la începutul lunii august, sfârșit de iulie, este în grafic cu toți. E drept ca lui numai acum încolțește, dar are vreme doar. La sfârșit de septembrie, început de octombrie, lumea și are recolta în hambar. A lui atunci e deprășit. Îl prinde în ghețu îl apucă lipsa. Investiția devine pagubă. Și acum când are mult timp să-și ridice casa, își dă seama că nu mai are nici cu ce să-și termine casa. Care a fost greșeala gospodarului nostru? Când a dormit un șas, bietru. A trudit din greu, a muncit din greu, multă sudoare, n-a stat o clipă. Care a fost greșeala lui? Sezonul, prioritățile. Și uitați ce frumos, ce înțelepciune veche. Veziți ți întâi de treburi afară, îngrijește-te de lucru câmpului, apoi apucă-te să zidești casa. E un exemplu aici care pune în evidență un principiu. Luați-l dumneavoastră ca părinți și puneți-l în dreptul copiilor dumneavoastră. E o vreme pentru școală? Și dacă în vremea în care trebuie să te îngrijești de educația copiilor tăi, nu investești în asta, degeaba mai târziu insiști. E un sezon pentru fiecare lucru. Înțelepciunea te învață să înțelegi vremurile și să acționezi la timp, cu hărnicie. Că altfel s-ar putea să te surprinzi, trudind în timp. Fără rezultat și fără bucurie. Înțelepciunea în viața de căsătorie. Un alt domeniu ține de uh, problema împrumutului și agiră. Exemplificăm acum o situație. Situații din viață. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, tot proverbe 22, 26, 27 nu fi printre cei ce se pun și ce pun și printre cei ce dau zălog pentru datorii. E vorba de girare, e vorba de împrumut pe fond. În relația ei cu lucrurile materiale, nu odată se întâmplă că familia își spune sub risc sănătatea și integritatea. Oamenii au învățat să caute scurtături, se grăbesc, neînțelegând că există un rost în toate și o vreme pentru toate. O discuție între doi, trei bărbați tineri căsătoriți de vreo doi ani, sub vârsta de 24 de ani, toți trei. Vorbeau între ei ce să facă ca pui mâine să fie în starea în care se găsesc părinții lor. Uite cu ce mașină mă duc, eu uite ce. Și așa ar fi cumva să se uita așa cu gând spre cei care au 30 de ani în față de drum și de muncă și de disciplină, râvnind, acum, la ce are acela, peste 30 de ani. Înțelepciunea te învață să-ți aștepți rândul va veni. Și în așteptarea rândului să faci ce au făcut cei dinaintea ta. Dar sunt scurtături. Compromisul. Poția. Sau scurtături onorabile în prumutul care te năruie. Înțelepciunea te învață Iată, în domeniul, dragă Sami, știu, știu, băia gospodar și ai pe cine mâna. Dumnezeu să te binecuvânteze. Tatăl tău este prieten și legăturile noastre de prietenie ne-au adus aici. Dar ascultă-mă bine, în materie de viață materială, trei reguli simple. Unu, niciodată să nu cheltui mai mult decât câștigi. Asta e o regulă simplă. Nu cheltui mai mult decât câștigi. Regula a doua, nu cheltui înainte să câștig. Mănâncă-ți pâinea după ce o ai în mână. Nu mânca pâine pe datorie. Și regula a treia ține de economie. Auziți ce zice Biblia pe, acest tem, pe această temă, economisire. Proverbe 27, 26 la 27. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor îți ajunge pentru hrana ta și a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale. Observați principiul economisirii. De mai multă vreme am învățat o regulă simplă. Din suta aceea de lei pe care mă dă Dumnezeu prin muncă, zece sunt a lui Dumnezeu, minim asta e de sămânță. Partea asta, acest 10%, e grâul pe care agricultorul ia și dă cu el pe ogor. Nu o face din prostie. O face din înțelepciune. E adevărat că visul fermierului se strângă mai mult grâu. Dar înțelepciunea l-a învățat că dacă vrea grâu, trebuie să renunțe la grâu. Și cu cât renunță la mai mult, cu atât îi vine recoltă mai bogată. Asta pentru cei care gândesc mercantil. Pentru cei care gândesc duhovnicește, sunt rațiuni cu totul superioare pentru dărnicie. 10% partea lui Dumnezeu. 10% economisire. Pune acolo de o parte lună de lună, minimum 10%. Dacă mă veți întreba, stimați bărbați, ce e de făcut cu cei 80%, în această zi de sărbătoare la o nuntă, va sugera, faceți oricum vreți, dați-i pe mâna nevestei. Ea știe mai bine. Sau veți spune, și așa erau acolo. Iată, dar, cum în zona aceasta înțelepciune ne învață. Sigur, multe lucruri se pot spune, timpul înaintează și e vreme să mergem spre final. În ce privește relația dintre soți, înțelepciunea ia forma iubirii și forma respectului. Bărbatul este chemat să-și iubească soția cum a iubit Isus Hristos biserica și soția să privească înspre soț prețuindu-l, respectându-l și urmându-l cum face biserica în relația cu Hristos din rațiuni de înțelepciune aceasta. Înțelepciunea învață pe soț să comunice între ei, să ia hotărâri împreună. Poate că socotiți că este un lucru bun ceea ce vă voi spune. Am luat decizia pentru familia mea în urmă cu mulți ani, ca în spețele majore ale vieții, atât eu cât și soția, să avem drept de veto. În calitate de cap de familie, așa am decis că se face. A fost o formă de control asupra mea, recunoscând că Dumnezeu i-a dat înțelepciune. Nu ne cumpărăm casă dacă nu suntem amândoi de acord. Nu facem împrumut dacă nu suntem amândoi de acord. Nu ne mutăm în alt oraș sau în altă țară dacă nu suntem amândoi de acord. Nu-i fac surprize de astea. Dacă vrei să faci altfel, nu uita un lucru. Din când în când uite-te peste Uber, să vezi dacă mai vine cineva cu tine. Înțelepciunea ne învață în relația dintre noi să ne acordăm întâietate. Și așa facem familii sănătoase. Mă opresc aici. Așteptăm să auzim cuvintele rostite de miri și apoi să ne rugăm Lui Dumnezeu pentru ei. Îmi doresc din toată inima ca bună Dumnezeu să binecuvânteze familiile noastre. Amin. Și nu uitați, vă rog, identitatea unui om se țese în jurul lui Dumnezeu, a națiunii din care se trage, a familiei a cărui nume îl poartă și a chipului lui Dumnezeu așezat în el. Și în înțelepciunea lui Dumnezeu să ne ducem spre cele desăvârșite în căsniciile noastre. Amin.